Salutare și bine v-am regăsit! De data aceasta nu ne jucăm Farming Simulator 22, după cum bine ați văzut din titlu. De data aceasta vreau să vă arăt o mică prezentare, cum mi-am îmbunătățit setup-ul, i-am adus câteva îmbunătățiri. Am vrut să-l fac și mai realist, plus că îmi doream chestiile astea de foarte mult timp. Acum a venit momentul să mi le și cumpăr. Nu știu exact cât timp o să-mi placă, cât timp o să mă joc cu ele, dar deocamdată îmi plac la nebunie, sunt foarte frumoase, după cum ați văzut poate și din thumbnail. Mi-am cumpărat două joystick-uri și doi suporți special pentru joystick-urile astea, plus de alta că eu aveam slide panel-ul, avea și el joystick, are o grămadă de butoane, dar am vrut ceva și mai realist pentru a face un forestry la un alt nivel, pentru a utiliza macarale, pentru a utiliza excavatoare în Farming Simulator 22, pentru a face mult mai multe chestii, așa că au ajuns frumusețele astea două. Stați să luăm de aici frumos cutia, să vedeți ce voi. Au ajuns joystick-urile de la TrueMaster T16000M, sunt certificate pentru, văd că focalizează camera, focalizează destul de bine, sunt certificate pentru jocuri cu avioane, pentru Flight Simulator, pentru multe jocuri, dar funcționează foarte bine și pe partea de Farming Simulator, Construction Simulator și alte jocuri de simulatoare cu care te poți juca realist și la care poți folosi joystick-urile astea. Bă, m-am încurcat, m-am bălbuit, nu o să tai, lăsăm așa. Bun, așa că eu le-am montat, m-am chinuit puțin cu ele. Arată foarte frumos, așa arată și de deasupra. Avem o grămadă de butoane configurabile, avem aici frumos butoane pe el, foarte multe butoane în toate zonele astea, sunt pline cu butoane, aici avem sensibilitatea, putem să le facem o grămadă de nebunii, putem să le configurăm cum vrem noi în Farming Simulator și în alte jocuri. Arată foarte, foarte frumos, au un tact foarte, foarte bun, o să las cutia aici, așa, și imediat o să vă arăt și suporții de unde am cumpărat și de unde am cumpărat și joystick-urile. Suporții, după cum bine vedeți, am cumpărat de pe Amazon, m-au umflat puțin ca pe gâscan la transport din cauza faptului că aici în Spania nu se găseau pe nicăieri și au trebuit să mi-i trimită. M-au umflat ca pe gâscani, suporții ăștia doi costă 72 de euro dacă îi cumperi din țara lor, din UK, dar mie cum mi-au trebuit să mi-i trimită, m-au umflat vreo 32 sau 36 de euro la transport, nu mai știu exact, dar s-au meritat toți bănuții, pentru că sunt foarte, foarte compact, sunt foarte buni și după cum bine vedeți și de aici din poză, ăsta chiar e joystick-ul, unul dintre joystick-urile mele, pentru că am două. Și vine perfect pe suporți, am montat frumos suporți, se prinde birou, sunt foarte stabili, au o grămadă, după cum bine vedeți aici poți să le dai gradele, ai unghi pentru grade, să le setezi exact cum vrei tu, nu sunt foarte, foarte mari, sunt perfecți, poți să te sprijini cu mâna, poți să faci, sunt foarte, foarte tari, sunt dintr-un material foarte dur, așa că s-au meritat, arată foarte frumos, cam așa se văd și la mine, aici, după cum bine vedeți, arată foarte frumos și în poza asta, cam așa arată și sunt nemaipomeniți, dacă vreți să vă jucați mai realist și să aveți un simulator mult mai realistic, eu zic că se merită și dacă vă plac jocurile și simulatoarele cum îmi plac mie, eu zic că e o chestie foarte frumoasă să vi le cumpărați și dacă aveți posibilitatea să le luați, bineînțeles, îi dă un alt vibe joculețului, practic. Și cam așa arată ele montate, aici se văd frumos și colțurile la suport. Știu că nu pot să mișc camera pentru că e fixat acolo, dar am în plan acum să-mi cumpăr o altă cameră ca să focalizeze puțin mai mult, să se vadă puțin mai mare toată zona, să se vadă și joystick-ul ăsta drept. Bineînțeles, s-a și aprins, după cum bine vedeți, când le atingi și vrei să faci mișcări și alte gesturi, ele se și aprind și arată foarte frumos. Te simți exact ca într-un excavator sau ca într-un bulldozer. Mie îmi sunt foarte familiare, deoarece muncesc cu excavatoare, muncesc cu toate chestiile astea și sunt foarte familiarizat cu toate joystick-urile și cu toate nebuniile astea. Avem aici butoane frumoase configurabile, avem aici frumos butoane deasupra, avem butoane în laterale, sus, jos, în cruce, o grămadă de butoane configurabile. Mai bine vă arăt pe ăsta și pe aici în lateral și în partea asta, pentru că aici dă camera mult mai bine. Volanelul știți, light panelul știți, avem și joystick-ul pe el. Deci am acum
joystick-uri și butoane de n-am unde să le pun pentru că am configurat jocul, am făcut o grămadă de chestii și am rămas fără chestii. Am prea multe butoane, acum nu mai am ce să mai fac cu ele, plus că butonașele astea încă nu le-am configurat, n-am mai pus nimic pe ele pentru că am o grămadă de configurații aici în slide panel, așa că nu prea o să-mi trebuiască. Dacă o să-mi trebuiască vreodată, o să am pe ce să le pun. Așa că hai să sărim repede în joc. Așa că eu sunt direct aici, pe hartă, direct în harta de probă, așa îi zic eu, aici am probat. Mi-am făcut câteva setări după gustul meu, bineînțeles. Pot să merg cu omulețul de joystick cu stâng în față, de aici alergăm mai repede, pot să fac anumite chestii, dacă vreau să mișc camera de în vehicle, pot să mișc camera și de aici. Am făcut o grămadă de configurații, v-am spus, pentru că au o grămadă de butoane și poți să faci o grămadă de chestii. Am probat cu tot felul de utilaje, cu toate nebunile, cu învârtit, cu coborât, cu suit, cu urcat, cu toate. Ăsta bineînțeles că funcționează și joystick-ul ăsta, dar nu știu dacă o să-l mai folosesc. Din obișnuință m-am jucat puțin și să știți că încă mai pun mâna pe ăsta, în loc să mă joc cu ăsta la de aici din partea asta, dar până mă obișnuiesc cu el. Bun, hai să sărim frumos în ăsta. Pam. Stați așa. Gata. Am sărit în el. Așa că ăsta l-am pornit frumos. Ce avem? Pam. Pam. Putem să ne schimbăm frumos camera. De aici, de pe joystick cu drept, mi-am pus frumos configurația din vehicul ca să pot să învârt camera. De aici să-i dau zoom, să apropii, să depărtez exact cum vreau eu. Avem aici un Volvo din DLC care arată nemaipomenit, îmi place la nebunie. Am configurat exact ca și în viața reală, joystick-ul exact cum funcționează cu vehiculele astea în realitate. Țin să vă spun că avem și două butoane, pentru că am uitat să specific treaba asta. Avem două butoane aici de sensibilitate pe care poți să le dai la maxim în jos sau să le lași în sus, default, depinde. Mie îmi place să le las aici la default, deoarece în jos mi se pare că sensibilitatea este prea mare. Și eu, cum sunt obișnuit și în viața reală să muncesc pe excavatoare și pe mașinării din astea, având o sensibilitate foarte mare, nu prea îmi place, sincer să fiu. Cam așa arată și de la interior, ne vedem, ne putem da aici frumos zoom-ul, putem să facem cum vrem, se controlează nemaipomenit, putem să ridicăm frumos. Eu mi-am configurat butoanele după bunul gust, de aici frumos, pam, l-am lăsat jos. Ne ducem aici, dacă vrem, înhățăm altul sau înhățăm două, că ne permite. Dacă ne permite, hop, că nu vrea să n-ajungem la ele. Stați să luăm din cealaltă parte unul, că sunt destul de departe, dar îi dă o realitate jocului nemaipomenită, sincer să fiu. Și vă zic eu că se merită, sincer, pam. L-am luat frumos de aici lemnul, de la capăt, l-am ridicat în sus. Putem să încărcăm și cu graiferele lemne, putem să facem o grămadă de chestii, sincer să fiu. Lăsăm aici frumos jos, pac. O să mai trebuia să mă mai familiarizez cu butoanele, cu configurațiile, pentru că sus, jos, stânga, dreapta și astea sunt de toată viața, le știu de foarte mult timp, dar trebuie să mă familiarizez cu toate butoanele astea de a-mi eu configurații pe ele. Hai să fugim repede și în alt utilaj. Aici avem, de exemplu, utilajul de copaci. Din nou, aici am făcut niște probe, doar că copacul ăsta din față nu poate fi tăiat pentru că nu e compatibil cu utilajele mele, dar arată. Vreau să vă arăt cât de frumos arată de la interior și mașina asta de tăiat copaci și cât de frumos poate fi controlată cu joystick-urile, ca tu să-ți faci treaba frumos. De aici avem setat frumos să întoarcem și capul, de aici setăm distanța, avem o grămadă de chestii pe care le putem face. Practic tot ce făceam cu mouse-ul până acum le putem face din joystick. Absolut orice și funcționează genial, v-am spus, sunt foarte, foarte fine, plus că avem suporții ăștia aici pentru degete, unde ții tu degetul frumos aici pe joystick, cred că se vede acolo pe cameră și e genial, e nemaipomenit ca să ții, practic nu ți se duce mâna în jos, aici în lateralele astea din nou vine mâna pusă pe ele, eu am cotierele astea la scaun exact la înălțimea potrivită și așa nu mi se obosesc brațele, practic pot să fac orice de aici. Și plus de alta pot să configurez, dacă vreau, să merg cu excavatorul sau cu toate utilajele astea, fără să pun mâna pe volan, să merg doar din joystick-uri, dar nu-mi place, eu vreau să mă joc și cu volanelul, de asta l-am până la toată urma, așa că nu l-am configurat ca să mă joc doar cu joystick-urile. Am făcut probe, v-am spus, o să urmeze niște gameplay-uri foarte frumoase în care o să ne jucăm și cu joystick-urile, o să facem și forestry, avem o grămadă de lucruri
frumoase pe care le putem face acum și plus de alta i-am dat un realism jocului mult mai mare, zic eu. Plus că am și aici în față, nu pot să vă arăt, dar am aici în față o tabletă cu sim dashboard-ul pe care o folosesc eu când mă joc off-stream, pentru că eu mă închid mereu de aici, pam. Așa am închid toate astea, nu vreau să mai văd nimic, nici hartă, nici kilometri, nici nimic. Îmi pornesc dashboard-ul acolo și acolo îmi văd kilometri, motorina, toate nebunile astea, turațiile la motor, vitezele, cu cât merg la oră, absolut orice. Și practic așa i-am dat un realism puțin mai mare jocului. Pot să zic că se simt foarte bine, sunt foarte calitative, au o calitate nemaipomenită, sunt foarte, foarte bine terminate. Se simt, v-am spus, wow, sunt, nu știu, îmi place, am vrut să optez pentru Logitech, dar până la urmă am optat pentru TrueMaster și zic că s-au meritat bănișorii investiți. Și sper că o să vă placă și vouă mai mult acum gameplay-urile, cum îmi place mie și am chef să mă joc în continuu cu ele, așa sper că o să vă placă și vouă gameplay-urile cu ele. Așa că astea fiind spuse, sper că v-a plăcut clipulețul, sper că v-a plăcut mini prezentarea. Puteam să fac un alt fel de review când le montam și așa, dar cum m-am chinuit și le-am montat seara trecută, era destul de târziu și plus că mi-au dat o grămadă de bătăi de cap ca să le configurez. Nu din cauza că nu știam, ci din cauza Giants Farming Simulator 22, setări acolo. E o nebuneală totală, puneam unul, mi-l lua pe celălalt, a fost o nebunie totală, dar până la urmă i-am dat de capete și funcționează nemaipomenit. Așa că astea fiind spuse, sper că v-a plăcut mini-review, mini-prezentarea asta. Eu am fost Visogame și până data viitoare v-am salutat. Pa, 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 pa.